Salut! Astăzi o să fac un nou tutorial în care o să vă arăt cum se schimbă plăcuțele de frână pe puntea din spate, acolo unde avem frână de mână acționată mecanic și de asemenea aceasta acționează direct pe etrier, adică nu avem saboți în interiorul discului de frână cum ar fi la BMW de exemplu. Deci este extrem de relevantă această informație că frâna de mână acționează direct pe etrier, deoarece avem un mecanism destul de complex, cu un pistonaș care nu este suficient să fie doar împins folosind o presă specială, de exemplu, pentru a-l retrage complet în etrier. Trebuie și înșurubat sau rotit de cele mai multe ori, poate chiar și apăsat și rotit în același timp pentru a intra înapoi în etrier. Așa că sub nicio formă, dacă vedeți că pistonul, capătul pistonului care contactează plăcuța de frână are un anumit model, sub nicio formă nu-l presați, deoarece o să distrugeți filetul și poate chiar complet etrierul. Dacă aveți o frână de mână electronică, de cele mai multe ori este necesar diagnoza pentru a retrage motorașul electric care acționează frâna de parcare și aici recomandarea mea ar fi să apelați la cineva care are o astfel de diagnoză sau să vă luați voi o diagnoză și să retrageți etrierele. Dintr-un motiv foarte simplu, am văzut că mulți mai preferă să conecteze 12V direct la motorașul etrierului, se retrage, dar mi se pare o metodă puțin periculoasă, mai ales dacă nu știi ce faci și nu ai experiență, mai ales la instalația electrică. Așa că cel mai bine folosiți metodele indicate, adică folosind diagnoza. Dacă avem, cum am spus, frână de parcare acționată mecanic, avem nevoie de o trusă pentru împins pistonașul, deoarece, cum am spus, acel pistonaș are un model. Și avem nevoie de o astfel de presă care să apuce modelul din interiorul pistonașului și să îl rotească. Dacă nu vreți să investiți într-o trusă, există un fel de cuburi așa, care au mai multe modele pe ele. Sunt foarte utile, am și unul de genul. Costă extrem de puțin, undeva la 15 lei dacă nu mă înșel și sunt super, super utile. Poate este posibil să vă chinuiți puțin cu ele, mai ales dacă pistonașul este destul de gripat și este destul de multă rugină în acea zonă, dar cu siguranță este o unealtă care își face bine treaba și lucrați profesional decât să folosiți un patent sau mai știu eu ce alte metode pentru a înșuruba etrierul, pistonașul în etrier. În continuare să trecem la treabă și să schimbăm plăcuțele de frână pe puntea din spate la o Honda Civic generația A8, dar procedura este aproape identică la toate mașinile. Diferă de obicei acel model din capul pistonașului. Pentru început trebuie să demontăm roțile din spate, deoarece plăcuțele de frână evident se schimbă în pereche pe aceeași axă. Slăbiți prezoanele mai întâi, prezoanele sau piulițele, depinde de configurație. Și după aceea trebuie să ridicăm mașina de la sol, folosind un cric hidraulic de preferat, deoarece este ceva mai stabil. După ce ați ridicat mașina din zona indicată, sau mă rog, zona făcută special pentru a fi pusă în contact cu cricul, recomand, evident, să asigurați suplimentar mașina cu o capră, de exemplu, niciodată nu lăsați mașina doar pe cric, mai ales dacă vă și băgați sub ea sau lucrați cu capul sub carenaje. După aceea desfiletați complet prezoanele, respectiv piulițele în cazul de față și demontați roata. Dacă aceasta rămâne blocată din cauza ruginii, lucru destul de frecvent dacă aveți jante de tablă, trebuie să aplicați puțină forță, îi dați un picior și o să iasă. Mai departe folosiți o perie de sârmă pentru a curăța foarte bine șuruburile. În cazul de față am curățat și aerisitorul, deoarece am schimbat și lichidul de frână. Recomand de asemenea să folosiți și puțin spray de gripant pe care lăsați să înmoaie rugina și să se scurgă pe filetul șuruburilor, respectiv a aerisitorului. După aceea folosiți o cheie de 15 mm fixă, țineți contra și cu o tubular de 13 mm desfiletați cele două șuruburi care fixează etrierul pe suportul de etrier. Câteodată se poate întâmpla, mai ales dacă șurubele au fost strânse foarte tare în trecut sau a fost pusă pastă blocatoare roșie de duritate mare, este probabil ca aceste șuruburi să se rupă, așa că ar fi de preferat să aveți mereu de schimb șuruburi noi, care oricum, teoretic, ar trebui schimbate de fiecare dată. După ce ați desfiletat cele două șuruburi, etrierul ar trebui să iasă. De obicei, etrierul din partea din spate se mai înțepenește în timp, așa că o să trebuiască să faceți puțină pârghie cu șurubelniță sau să trageți mai tare de acesta până când o să iasă de pe suportul de etrier. Evident, asigurați-vă că nu aveți frâna de mână trasă.
După ce ați demontat etrierul, scoateți și plăcuțele de frână. Dacă sunt puțin înțepenite, folosiți-vă de o șurubelniță, așa cum am folosit și eu, și verificați uzura. Trebuie să verificați că acestea să nu fie uzate inegal, este cea mai comună verificare, și puteți observa că plăcuța dinspre interior avea o uzură inegală. Mai departe, verificați culisele dacă acestea sunt unse și clisează liber. Oricum o să le ung din nou. Îndepărtați plăcuțele cromate vechi, asta dacă le mai aveți, dar în cazul de față încă mai erau. Și mai departe, așa cum am spus, scot culisele cu scopul de a le curăța și de a le relubrifia. După aceea este extrem de important să curățăm cu o perie de sârmă zona unde să vină noile plăcuțe de frână sau, mă rog, în cazul de față, acele tăblițe cromate. Dacă este foarte multă rugină, chiar este o crustă de rugină, folosiți șurubelnița, eventual și un ciocănel pentru a sparge acea crustă de rugină. Eventual puteți demonta și suportul de etrier să-l curățați, dacă este cazul. După ce curățați mizeria cu un spray de frâne de preferat și mai departe, după ce ați curățat bine acele culise, recomand să le lubrifiați folosind o vaselină specială rezistentă la temperaturi înalte pentru frâne. Asigurați-vă de asemenea că și burdufurile sunt în stare bună și nu au crăpături sau fisuri. După aceea băgați-le înapoi în suportul de trier și asigurați-vă că s-a clipsat bine burduful de cauciuc și evident glisează liber în suportul de trier. Montați noile plăcuțe cromate pe poziție. Kitul cu plăcuțele de frână a venit și cu șuruburi noi, dar și cu plăcuțe cromate. Dacă nu a venit cu plăcuțe cromate, curățați-le bine pe cele vechi și o să funcționeze fără probleme. Pentru a pune plăcuțele cromate pe poziție, trebuie pur și simplu să le clipsați. Adică le apăsați cu degetele până când se așează pe poziție. Mai departe trebuie să înșurubăm pistonul hidraulic. Acesta este cubul de care vorbeam mai devreme. Se montează pe clichet, folosiți și un prelungitor. Proptiți bine etrierul în ceva solid, cum ar fi amortizorul. Și aplicați puțină presiune și rotiți spre dreapta pentru a înșuruba pistonul hidraulic. Cu cât este mai rugin etrierul și componentele acestuia, cu atât o să intre mai greu pistonul în interior. Recomandarea mea este să aplicați puțină vaselină pe bază de cupru, adică rezistentă la temperaturi înalte, pe urechiușele plăcuțelor de frână, în zona unde glisează în suportul de etrier. Nu aplicați foarte multă vaselină, deoarece în timp adună praf și sunt șanse să gripeze plăcuțele. Plăcuța cu senzorul acustic de uzură se montează spre interior, în cazul de față, și cealaltă plăcuță se montează evident spre exterior. Următorul pas este să aplicați din nou puțină vaselină pe bază de cupru în zona unde plăcuțele intră în contact cu etrierul, respectiv la piston și la cei doi umeri de pe plăcuța exterioară. Mai departe, un detaliu care este tipic Honda, dar este extrem de important, vă las și din manualul de serviciu să vedeți, trebuie să aliniați pinul de pe plăcuța interioară cu un canal din modelul în care se rotește pistonul. Vedeți că trebuie să realiniez puțin pistonul cu acel pin. Dacă nu-l aliniați, o să calce aiurea pistonul pe plăcuță. Este extrem de important acest detaliu, trebuie să țineți cont de acesta, mai ales la Honda. În continuare, înfiletați noile șuruburi care au venit în kit. Acestea au și pastă blocatoare albastră aplicate din fabrică. Dacă nu au, recomand să aplicați. După aceea strângeți ușor șuruburile și folosind cuplul de strângere din manualul de serviciu și cheia dinamometrică, strângeți-le la 35 de Nm, așa cum scrie în manual. După aceea, pentru a apropia plăcuțele de disc, cel de la volan trebuie să facă câteva pedale de frână și puteți observa că etrierul se strânge și apropie plăcuțele de disc, dar frâna nu rămâne blocată. După aceea montați roata la loc, strângeți piurițele sau prezoanele și strângeți-le cu un clichet cât de cât, astfel încât să puteți coborî mașina în siguranță. Deoarece după ce am coborât mașina, o să strângem prezoanele, respectiv piulițele, la cuplul recomandat de producător. Dacă prezoanele sau piulițele sunt noi, cuplul de strângere la Honda este de 108 Nm,
dar fiind vechi și întinse, eu prefer să le strâng undeva la 130-140 de newton metru. Merită să strângeți prizoanele la cuplu, deoarece Honda oricum are filetul destul de precar, să zic așa, la roți. Un lucru foarte important după ce ați terminat de lucru, așa cum am arătat și mai devreme în video, călcați pedala de frână de mai multe ori pentru ca plăcuțele să se așeze pe disc. Practic, pistonașul să contacteze plăcuțele și acestea să contacteze discul. Deoarece dacă plecați la drum și aveți o distanță destul de mare între plăcuță și disc, primele frâne o să se ducă în podea și cu siguranță nu o să vă puteți opri deloc. Și nici măcar frâna de mână nu o să fie funcțională, deoarece plăcuțele sunt depărtate destul de mult de disc. Și o ultimă recomandare, pentru ca plăcuțele frână să se rodeze, practic să se așeze pe disc, recomand să nu frânați agresiv primii 400-500 de km, dar acum, evident, dacă mergeți doar pe autostradă 400 de km, poate nu o să frânați deloc. Așa că primele, nu știu, 15-20 de frânări, să zicem, nu le faceți agresiv. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, vreau să le lăsați în comentarii. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați, dați un like la acest clip dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor și de asemenea dați un follow și pe Instagram. Până data viitoare, doar drumuri bune!